Dumnezeu locuiește în inimile credincioșilor. Și acum este un râu care înveselește cetatea lui Dumnezeu, și cetatea lui Dumnezeu e biserica, sfântul locaș. Noi formăm, deci, locuințele acelea în care izvoarele râului care iese de sub pragul casei lui Dumnezeu ne înveselesc pe noi, pe toți. Și ce sunt aceste izvoare? Prorocii, văzătorii, visătorii de vise, evangheliștii. Să preamărim pe Tatăl. Amin. Să-L preamărim pe Fiul. Amin. Să-L preamărim pe Duhul Sfânt. Amin. Cu adevărat, Dumnezeu este cu noi. Îl vor numi minunat. Și cu adevărat, atâtea minuni a făcut Dumnezeu și face. Glorie Domnului! Mărească-i să numele. Amin. În psalmul care a fost citit pentru rugăciune la început, în 46, acolo există acest minunat, să zic așa, secret care vorbește cu sute de ani înainte de ceea ce se întâmplă astăzi cu noi. Mărească-să Domnul! Auziți ce zice versetul 4. Este un râu. Râul a văzut Ezechiel. Ieșea de sub pragul casei lui Dumnezeu, dar pretutindeni pe unde trece, dădea viață. Și mlaștinile se însănătoșau. Mărit să fie Domnul! Amin, amin. Este un râu a cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Izvoarele formează râul. Dar aici, zice, râul are izvoare, ca și cum din el țâșnesc izvoare. Și înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Care e cetatea aia lui Dumnezeu? Auziți ce zice mai departe? Sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Unde locuiește Dumnezeu? Dumnezeu locuiește într-un cuget curat, scrie Biblia. Dumnezeu locuiește în inimile credincioșilor. Și acum este un râu care înveselește cetatea lui Dumnezeu, și cetatea lui Dumnezeu e biserica, sfântul locaș. Și locașul ăsta îi a locuințelor. Noi toți avem inimă și toți avem cuget și în ele locuiește Dumnezeu. Noi formăm, deci, locuințele acelea în care izvoarele râului care iese de sub pragul casei lui Dumnezeu ne înveselesc pe noi, pe toți. Glorie lui Iisus! Amin. Este o minunăție ce scrie aici omului Dumnezeu, unul din fiii lui Core, fiindcă fiii lui Core n-au perit în răscoală. Fiii lui Core n-au fost de acord cu tatăl său, nici cu Datan, nici cu Abiram,
Ei se vede că a ascultat de Moise: voi depărtați-vă de locul ăsta să nu periți împreună cu ei. Și ei n-au perit. Fiii lui Core au rămas și din acești fii al lui Core, David i-a folosit în casa Domnului pentru conducerea cântărilor și ei toți erau poeți, cântăreți și proroci. Și uite-te ce prorocește el aici, peste veacuri de-abia se împlinește. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. Prin aceasta Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Măriți să fie Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos a spus în conversația cu Petru, după întrebarea pusă, cine zic oamenii că sunt eu, atunci Domnul Iisus a spus că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Dar nu era vorba direct de Petru, fiindcă în alte limbi, ca în franceză, nu zice Petre, Petre, cum citim noi în românește, ci zice Pierre, Pierre, tu ești sub Pierre, piatră, piatră sau stâncă, stâncă, tu ești. Și ce era aceea? Descoperirea lui Dumnezeu, de care a zis Iisus, Petre, nu sângele și carnea ți-a descoperit ție așa ceva, nu mintea ilustră, ci Tatăl meu care e în ceruri, prin Duhul Sfânt s-a făcut descoperit lucrul acesta, mărit să fie Domnul Iisus Hristos. Prin urmare, aceste izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Și ce sunt aceste izvoare? Prorocii, văzătorii, visătorii de vise, evangheliștii, toți aceștia sunt izvoare prin care curge din râul lui Dumnezeu, glorie lui. Imensul râu al lui Dumnezeu nu sacă, deși se împarte pe tot pământul în milioane de persoane care înveselesc, cum zice în greacă despre proroc, vates, adică omul care coboară de la Dumnezeu focul în inimile oamenilor, măriți să fie Domnul. Ei mai sunt numiți porți ale lui Dumnezeu. Dacă femeile stricate, oamenii nedemni, sunt porți ale iadului, prin care mulți sunt îndreptați către iad, atunci, prin proroci, prin evangheliști, ăștia sunt porțile raiului. Odată eram așa de distrus de un eveniment întâmplat în viață și n-am știut ce să mă fac. Și pe atunci eram în Ogna Mureșului, m-am dus la Războieni, era acolo o familie Hudrea și sora era prorociță și așa doream să aud un cuvânt. Și atunci Duhul Sfânt a zis către mine, tânărule, aleargă la porțile îndurării să fii înviorat. Și am ajuns la o poartă a îndurării prin care mi-a ieșit cuvântul clar și-o luat toată povara sufletului meu și am fost înviorat. Măriți să fie Domnul! Amin. Dar poarta aia îndurării era o soră plină de Duhul Sfânt. Glorie Domnului! Dumnezeu deci se îndură de noi, dar asta e opera robului Domnului, glorie Lui. El a spus,
Vi de folos să mă ducă, dacă nu mă duc eu, nu vine Mângăitorul. Nu se deschid izvoarele astea, nu se deschid porțile astea îndurării, dar mă duc și dacă mă duc, vi-l voi trimite și el va fi cu voi și în voi. Și voi veți fi izvoare din Râul lui Dumnezeu, care să împesăliți cetatea lui Dumnezeu. Fie slăvit Domnul! Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Cine e acesta? Acela care atunci când a ieșit din Iordan și a îngenunchiat pe țărm și s-a rugat, s-a coborât un izvor Duhului Dumnezeu peste el, în chip de porumbel și glasul Tatălui a strigat: acesta-i Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea, slăvit să fie Domnul! Așa am citit, iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care îmi găsesc plăcerea, sufletul meu, își găsește plăcere sufletul meu. Deci Tatăl din cer și-a găsit plăcere în Fiul, în Iisus, mărească-i să numele. Și El a venit ca rob în lumea noastră, nu să îi se slujească Lui, ci El să ne slujească nouă. A Domnului să fie slava! Ce minunăție mare descoperim noi în Sfintele Cuvinte ale Scripturii! Apoi spune în continuare, așa, am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. Până la Iisus, neamurile nu aveau drept de cetățenie în Israel. Nu aveau drept la bogățiile harului care erau doar pentru poporul de legământ. Dar poporul de legământ avea și el, cum ni s-a descoperit în 11 octombrie, 7 stâlpi pe care se baza, pe altare, pe jertfe, pe templu, pe lege, toate acestea, pe sabat, toate acestea au fost tăiate și în cele din urmă și poporul în sine a fost tăiat în anul 70 după Hristos, pentru că în Proverbe 9:1 spune: înțelepciunea care Iisus și-a zidit casa, apoi a tăiat cei 7 stâlpi. În primul rând, Domnul Iisus s-a ocupat să zidească casa, cum i-a spus la Petru: eu voi zidi biserica mea. Dar dacă și-a zidit biserica, n-a mai avut nevoie de nici unul din cele 7 stâlpi vechi, nici chiar de poporul în carne, evreu, și pe ăla l-a tăiat, dar numai nu l-a dezrădăcinat, glorie Domnului. Rădăcina e acolo, noi suntem altoiți în butucul acela și El ne ține pe noi prin faptul că a fost un popor evreu, prin faptul că a fost legăminte, prin faptul că a fost Avram, prietenul lui Dumnezeu, prin faptul că a fost proroci între el, prin faptul că a fost legea 200 de ani ca pedagog să îndrepte lumea către Hristos, astăzi când biserica e construită de Iisus și suntem noi, formăm biserica lui Dumnezeu, celelalte
rămân în urmă, dar butucul de sebă, mărească-se numele Domnului. Și în felul acesta, noi am devenit noi evrei, poporul de legământ, și noi fiecare am încheiat legământ. Evreii au încheiat legământ în Marea Roșie toți odată, în Iordan cei născuți în pustie toți odată, dar noi pe rând fiecare, când mintea noastră, Duhul Sfânt a lămurit-o, am cerut să încheiem legământ cu Iisus și suntem toți în legământ cu Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului! Ce minunăție e aceasta! Noi nu mai suntem a oricui, noi suntem ai Domnului! A Lui să fie slava în vecii vecilor! Iată, El nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-L va face să se audă pe ulițe. El a vorbit blând. De multe ori eu mă mai repet, dar Domnul Iisus a vorbit blând cu oamenii, așa că i-a câștigat pentru El. Glorie Lui! Adesea ori am văzut predicatori foarte volburoși, dar în același timp cu pagubă, fiindcă nimeni din neamul lui nu l-a ascultat și nu s-a pocăit. Apoi nimeni din satul lui nu s-a pocăit. Apoi cei din biserica în care a fost nu-l putea suporta. Dar am văzut oameni cu o fire blândă și așa mult a adunat în jurul lor. Doamne, dă-mi și mie așa o fire. Măriți să fie Domnul Iisus. Mi-aduc aminte de Șumandia Iacob, de la Someșeni. Atâta vorbea de blând, de atâta era de prețuit, în special de prieteni, unde merea Șumandia neapărat, 1, 2, 3, rămâneau la pocăință. Glorie Domnului Iisus! Dar am văzut predicatori care spărea că coboară foc din cer atunci, dar nu se lega niciun prieten de el. Doamne, de aceea Iisus a zis, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Inima lui Iisus nu l-a făcut să strige, eu am dreptate. Inima lui Iisus nu l-a făcut să strige, să știți că numai cei ce credeți în mine veți putea așa, așa. Nu, ci i-a îndemnat blând. Cine vrea, mă, nu-i forțat, dar cine vrea să vie după mine, atunci să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Măriți să fie Domnul! Ce minunat! El n-a făcut gălăjie cu un alt cuvânt, nu i s-a auzit glasul pe ulițe, dar în popor a vorbit minune! Am fost pe muntele fericirii și m-am tot gândit acolo, Doamne Iisuse, cum ai putut vorbi să audă 5.000 de bărbați? Apoi câte femei, câți copii, nu știu. Bine că era în fața mării și apa poartă tare sunetile, tare bună conducătoare de magnet, de sunete și așa. Dar minune că n-a avut un megafon, n-a avut ceva să-i multiplice vorba și el a vorbit și au ascultat 5.000 de bărbați. Glorie Domnului Iisus! Într-adevăr, spune Sperță, că din locul ăla când vorbești, ca și cum ai vorbi la un mare megafon, așa se aude în toate părțile. Iisus, care a creat lumea asta, a știut de unde să predice ca să audă toți. A Lui să fie slava. Dar, în continuare, ne spune El aici, El
nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Iată-ne dar, nu în legea veche, ci în legea lui. Legea lui Hristos e dragostea. Vă dau o poruncă nouă, o lege nouă, să vă iubiți unii pe alții, nu cum vreți, nu ca pe voi, e prea puțin, nu-i bun așa, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Aceasta e legea mea, nu legea decalogului, asta e legea mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Măriți să fie Domnul Iisus. Domnul să ne dea putere la aceasta, să ne putem iubi cu adevărat unii pe alții, căci iubirea, cine iubește, îi din Dumnezeu, cine urăște, zice Ioan, îi de la cel rău. Doamne Iisuse, ferește-ne! Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Vezi ce interesant, niciun greș nu poți găsi în Sfântul Cuvânt. A dat suflare celor ce locuiesc, păsărilor, animalelor și tuturor vețuitoarelor, dar a dat suflet omului care umblă pe pământ. Măriți să fie Domnul! Suflarea-i una, suflare de viață, dar suflet are omul și acesta trebuie să ajungă înaintea scaunului de judecată. Măriți să fie Domnul! Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, mărit să fie Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, eu te-am luat de mână, eu te voi păzi. Și zice atunci cuvântul Domnului în Psalmul 16, nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, ci îmi vei da iarăși viață, mărit să fie Domnul. Apoi prorocul zice, el ne va da iarăși viață în două zile și a treia zi ne va trezi și vom trăi înaintea lui. Vorbe de timpul harului de la Iisus, de când s-a născut, adică de când a ieșit biruitor asupra tuturor lucrurilor, până vine iar. Și când vine iar, după aceea urmează o zi când vom trăi înaintea lui și împreună cu el în împărăția eternă. Glorie Domnului Iisus Hristos! Eu sunt, adică șapte, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Doamne Iisuse Hristoase, în ce întuneric am locuit și noi fiecare și Iisus ne-a scos de acolo. În ce întuneric era țara lui Zabulon și a lui Neftali, dar a răsărit lumina în ea. Și lumina a fost Iisus care a umblat prin ținuturile lor și le-a vestit Evanghelia și i-a hrănit cu pâini și i-a binecuvântat copiii, mărească-i să numele. El, lumina neamurilor, a lui să fie slava. Ultimul verset cu care vreau să închei, că nu știu cât e ceasul, da? Zice, eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea, n-o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. De aceea,
cum zicea și Spurgeon, el a fost un fel de șef a puritanilor și puritanii nu sărbătoreau sărbătorile astea ca și Crăciun și altceva. Nu vroia deloc să sărbătorească. Dar la un moment dat s-a tot uitat că unii sărbătoreau, unii nu sărbătoreau. În cele din urmă a zis, creștini, sărbătoriți sărbătoarea, dar nu sărbătoriți cu fasturi și nu sărbătoriți ca în cinstea zeului cu tare, ci sărbătoriți sărbătoarea cu Iisus, sărbătoriți sărbătoarea cu Domnul. Așa că orice nume i-a dat oamenii, eu mă bucur și iubesc sărbătorile și n-aș mai vrea să ies din ele. Și azi e sărbătoare, uite-te ce sărbătoare! Și ce sărbătoare minunată e seara când ne adunăm! Amin, amin. Chiar dacă nu e ce știu eu ce altceva denumire, dar e sărbătoarea Evangheliei, mărească-se Domnul! E sărbătoarea rugăciunilor, e sărbătoarea întrunirilor frățești, e sărbătoarea legământului nou, e sărbătoarea unirii în har, mărească-se Domnul! Și iubesc sărbătorile, îmi place să fie în toată ziua sărbătoare, a Domnului să fie slava și toate acestea în Iisus! Fiți binecuvântați și sărbătoriți toate sărbătorile, dar cu Iisus, nu în cinstea lui Bacum, sau ce știu eu mai cum îi zicea la zeul ăla Apusenii, sau în cinstea cioatei băgate în foc, de care vorbește și prorocul Isaia, că așa se făcea la 25 decembrie. Băga o cioată în foc și o veghea toată noaptea și apoi acolo își prige carnea și se încălza la foc și zice, ha-ha, ce bine m-am încălzit, că căsele din vechime nu erau ca noastre. Evreii au început să facă căsi cu tavan, căptușite și așa. Și atunci Hagai mustra, voi vă faceți căs așa, așa și casa Domnului, vedeți, e părăsită. De multe ori casa Domnului și tu o părăsești. Te duci mai bine și cu copiii când se mărită, când ăsta, te duci mai bine la un restaurant lumesc să faci nunta, te duci mai bine undeva pe câmp, nu știu unde. Tu disprețuiești casa aceasta pentru care s-a cerut binecuvântare de la început, mărit să fie Domnul. Disprețuiești locașul ăsta unde se coboară harul, disprețuiești aici pe frață, slabi, mai așa, mai așa, cum sunt ei, dar sunt toți în Hristos. Și mădularea ale trupului lui Hristos, ei sunt bucuria mea, mărit să fie Domnul. Amin. Și David a zis, toată plăcerea mea sunt cine? Oamenii sfinți care sunt în țară, oricine o fi el, țigan, român, englez, neamț, ce-o fi? Sunt frații lui Iisus și pe mine m-a încorporat Iisus în trupul său și sunt frate cu Iisus, mărit să fie Domnul. Amin. Amin.